Bine te-am găsit la o nouă serie de Minecraft modat, de data aceasta pe mod pe cool Prominence 2 RPG, adică versiunea pentru Fabric, iar de început am primit o sabie și un scut, ceea ce înseamnă că vor fi destul de mulți mobi de bătut și mulți agresivi prin apropiere, niște pâinică și un quest book, însă voi apăsa pe tab pentru că mi-am setat o tastă special pentru asta ca să nu car acea cărticică tot timpul după mine. Iar în partea stângă am o grămadă de capitole, campania, adică povestea acestui mod pe care avem și o poveste, dar mai important, foarte multe zone de explorat, lucruri de colectat și pe lângă asta avem magie plus tech, însă le vom lua pe rând. Hai să începem cu jurnalul exploratorului. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Hello young explorer, welcome to the explorer's journal where you will gather items that you wouldn't actively find. Are you up for the challenge? Ok, să fie primit experiență și un golden carrot, aici trebuie să citesc. Demeter has left her plant life scattered across the world and is challenging anyone who is willing to gather them and satisfy the goddess of harvest and agriculture and be rewarded. Ok, mulțumesc pentru experiență. Trebuie să... A? Ce? Trebuie să le găsesc pe toate? Bine, pentru 300 experiență și astea, dar pe bune că atâtea siduri are zeița asta. Mai departe, croptopia trist tot. Trebuie să găsesc toate astea? Mamă, e ceva. După aia, îl avem pe Poseidon, acvariul lui Poseidon. Poseidon has lost all of his fish for his personal aquarium. Help the god of the sea by finding and fishing up some new specimen for the god and they'll reward you. Mamă, câți pești am de găsit. Deci asta e pe partea de explorat și avem ultimul lucru pe aici de citit. Comoara capitanului Cornelia. Ah, da, Captain Cornelia, a great captain who sailed until she fell into the depths of the freezing oceans. One must be daring enough to find her ship and take her treasures away if they can find it. Ah, deci trebuie să găsesc pe undeva printr-o zonă de gheață și, uai, cât is Poison Blade, Maze Rose, Poisoned Chakra, mamă, Terrible Chest Plate, deci o grămadă de lucruri șmechere prin mod pe cul ăsta. Avem și de colectat, ok, jurnalul unui colector, le luăm pe rând, cred că am citit destul momentan, hai să ne plimbăm puțin, am făcut level 9 doar citind câteva chestii, aia da, niște lemn în partea asta, un campfire, dar m-aș duce puțin mai sus că văd un village pe harta din dreapta sus, am un minimap, acolo e și o căsuță mică, loot barrel, salut, deci deja am găsit loot. Ce să vrei mai mult de atât, uite, nici nu trebuie să-mi iau eu lemn, că l-am găsit în partea asta, facem un crafting table și cam atât momentan. Voi avea totuși nevoie de un backpack, ce backpack-uri avem, unul standard și cum se craftează, găsesc traveler's bag-ul ăsta? Cred că da, blank upgrade, deci un backpack plin de upgrade-uri, de craftat, nu-mi dă, a uite, așa se craftează, deci cu piele, un pat, niște backpack tank-uri, interesantă chestie, aș fi vrut altfel de backpack-uri, dar merg și astea, acum nu mă pot plânge direct de la început, salutare Wandering Tradere, și trebuie să fie ceva pe aici, salut, Nautilus Shell, nimic interesant, oh, tu ești 3, îi apare și viața acolo sus, drăguț, și îmi place că nu cad prin frunze, de obicei în mod pe curi se mai întâmplă treaba asta. Totuși, ce mai avem pe aici? Dite mai satul! Holy! Cât de șmecher arată! Aș vrea satele din Minecraft modat pe Minecraft Vanilla, n-am să mint. Da, avem ceva loot? Că din câte știu, nu este... Who killed this thing? Find the... Se... Ha? Cine a omorât? Ce? Stai un pic. Da, revenind, sper că nu am modul ăla că atunci când fur să se supere villagerii pe mine. Și să mai iau din seedurile astea. Task completed tomato seeds. Ah, ok. Deci ăsta e un... Păi, cum s-o genera toate, unul pe ăsta celălalt. Deci avem o structură, bine, o structură, un schelet de dragon imens băgat în village-ul ăsta. Când prin deșert mai găsim scheleții ăștia imenși.
Așa, salutare băieți, aici e niște apă, n-am nevoie momentan. Pe dreapta, opa, salut, salut. Uite ceva loot pe aici, dă-mi mie că o să am nevoie de ele. Ce mai avem? Pumpkin pie, se mănâncă. Și prinăuntru aveți voi cufere, speltom, gust. Am o să le iau asta, de ce nu? Ceva pâinică, niște wheat, patul ăsta, ca să mă plimb cu el și să dorm în momentul în care am nevoie. Ce mai găsim pe aici? Ia ziceți băieții, chestii șmechere prin casele voastre? În cufărul ăla sunt sigur că e gol, da, aici înăuntru mai trebuie să găsesc lucruri, uite cufere, nu e un loot extraordinar prin ele, însă de început mă ajută super mult. Hai să ștergem de pe acolo, iar această serie va fi puțin mai diferită față de restul, adică aș vrea ca fiecare videoclip să-l fac undeva la o oră și pe lângă asta am shader. Deci n-am mai jucat până acum Minecraft modat cu shader, însă pe cât posibil voi face toate videoclipurile de acum înainte cu shader. Aș vrea să lăsați în comentarii ce părere aveți despre acest lucru. Pe aici, pe unde intru? Ok, salutare. Așa, dăm emeraldele. De fapt pot face o schemă. Atât, corn seeds. Asta ce-i? Propel. Nu știu dacă mă ajută astea, sincer să fiu. Hai că iau sidurile, le pun înapoi. Asparagus pe acolo. Îmi place super mult cum arată totuși acoperișurile. Și acum am să cobor. Bun, o luăm prin deșert? Da. Hai să o luăm la event marker. Ah, ok, event marker has been added. Cam apăsat pe M. Am și replay modul pentru niște thumbnail-uri mai șmechere. Și acum vreau să o iau încetuc prin acest deșert și, auleo, nu-mi place zona aia, că e un mangrove forest. O voi lua spre dreapta, tem eventual palmierii ăștia pentru niște lemn și apoi o să-mi iau eu ceva piatră. Dar palmierul ăsta coboară palm log din promenad, scrie în partea din stânga sus. Așa, deci în stânga sus avem tot ce ține de modul Wyla, cred că e ăsta, pentru fabric. Nu o să mă bag acolo momentan. Dăm niște bețe și mi-ar trebui un târnăcop. Așa, gata, am făcut târnăcopul. Dăm bețe cât de multe și acum pot să-mi craftez unelte după ce iau niște piatră, dar voi lua din primul munte pe care îl găsesc momentan. Hai să te pun pe tine aici. Și am plecat. Ăștia ce îs? Oare mi-arată? Vulturi. Mamă, ăștia să ia ce puteau fi în Minecraft. Da, mi-aduc aminte despre ei. Dacă erau votați, dar o ieșit lama, dacă nu mă înșală memoria, la mob vote-ul respectiv și sunt foarte curios. Ia uite, acolo e un pillager outpost, mergem în partea aia. Sunt foarte curios, anul acesta, cred că la 1 octombrie ar trebui să înceapă, de fapt să fie live-ul, ori pe 1, ori pe 31 și să se voteze. Abia aștept. Mamă, ce șmecher arată. Și gândiți-vă că shader-ul ăsta îi reimagined, stai așa, cum se numește? Complementary reimagined, reimagined, mamă, mă bate. Dar da, pe low, așa, ați înțeles voi ideea. Îs două, complementary, unbound și reimagined, numai că ăsta e pe low. Așa, ia uite, dita mai ar... Mamă, dita mai piramida și lângă e ceva meteorit. Clar mă duc în partea aia să adun niște piatră. Dar avem piramida asta șmecheră, bă, băiatule, abia aștept să intrăm în una dintre ele. Ok, deci fix lângă e o piramidă normală. Hai că mă bag la somn aici, n-ar trebui să am probleme cu piligerii ăia, că-i vă la distanță. Și mă bag într-o piramidă. Mă bag în piramida asta micuță. Dar n-am... Euleu, va fi beznă în ea. Mi-e frică, dar hai că intrăm noi cumva. Îmi fac pe aici un drum și intrăm pe deasupra. Salut băieți! Cineva pe aici? Nimeni? Vreau să lutez. Mamă, Frost Claymore! Ho-ho, ce sabie șmecheră! Smithing Template, topaza upgrade vreau. Overgrown Music Disc. Dă-mi asta, Iron Ring, Gold Spear nu-mi trebuie. When drinking an instant health potion, you receive some form of food, nice. Basic Machine Frame, Advanced Alloy Ingot și Emerald, bun. Dă sabia asta, ce avem aici? Pâine. Îmi dă Mining Fatigue sabia.
Sau am primit eu de la ăsta mining fatigue, că am intrat înăuntru și nu pot sparge blocuri. Dar la cum mă uit, pentru că nu se resetează, înseamnă că îmi dă de aici minus 1 luck, minus 15% durabilitate, minus 5% critical chance. Ok, hold alt for all details. Interesant. Da, deci era de la ăsta. Și dacă sparg aici, pot coborâ cumva? Sau... nu. E o piramidă diferită, pe aici nu cobori. Intri, iei ce ai de luat și pleci, să înțeleg. Dar dacă mi-au sabia în mână, nu înțeleg de ce am primit mining fatigue. Poate am cred că fiind în colț, am luat mining fatigue de la asta. Acum am prins. Ia uite aici. Aoleu. Ce ăla? Am dragoni, mă. Bă, ce șmecherâi. Dar, până la dragoni, am găsit locul ăsta. Și vreau niște cărbune, vreau niște blackstone. Deci ăsta e dita-i meteoritul și în interiorul lui ar trebui să fie... ceva... ceva, nu mai știu exact, sigur. Stai la lignit coal, nu mă interesează căulul ăla. Vreau căul normal pentru niște torțe și dacă se poate blackstone pentru un târnăcop mai de Doamne ajută. Ia dă-mi aici târnăcopul, am dat upgrade, dă niște torțe și acum voi mai lua niște blackstone ca să craftez un topor, nu de alta, dar crafting table-ul ăsta nu o să ia singur de pe jos. Îmi place că deja am găsit ceva sabie mega șmecheră și abia am început de 10 minute. Îmi mai trebuie pentru un hoe și o lopată. Ia dă-mi o lopățică și mai dă-mi un hoe. Gata, am rezolvat. Te iau pe tine, voi mai lua niște cărbune, dar până una alta arunc quest book-ul, pot crafta altul. Cred, nu pot crafta? Mă rog, oricum nu mă ajută. Nisipul, ăsta ar trebui să-l pot pune pe mine în partea asta, cred, unde e inelul? Aici, da, aici pe dreapta, plus 2 armură, să fie primit. Discul ăsta, primesc ceva pentru el? La collectibles? Da, văd că primesc, numai că trebuie să citesc un pic. Lasă, cu altă ocazie, voi mai citi. Dar îmi trebuie cărbune. Hai, vreau 4 bucăți să-mi craftez încă 16 torțe și am plecat, da? Level, power level 80, interesant, și dacă iau sabia asta în mână, power level 185, ok. Ce aici totuși? Îs curios de zona asta, de templul ăsta. Văd intrarea, pe aici ar trebui să fie. Pot sparge cu ăsta? Da. Și dacă... aoleu, nu vreau să mă bag pe aici. Văd cave spideri care mă vor ataca și nu vreau asta. Dar ce e acolo? Sper că n-am... salut băieți, salut, sunteți bine, sănătoși? Sper că n-am modul ăla cu... ce drăguți sunt. Foarte drăguți, îmi plac. Sper că n-am modul ăla cu sirenele. Și totuși văd ceva acolo. Deci... hai că mă bag rapid. Uai, ce... aoleu, îl văd pe ăla în partea dreaptă. Lasă-mă, bre, în pace. Lasă-mă în pace că am venit aici la villagerii ăștia. Da, uite-l. Uite-l cum vine șobolanul să tragă după mine. Vreau la villagerii ăștia, la pescarii ăștia. Fishbone. Ce drăguț e zona asta. L-avem pe Kenton și Morgan. Salut, băieți. Uai, câți pești. O să iau peștii ăștia doar ca să completez questurile. După aia vi dau înapoi. Bun. Mamă, Stormbringer. Băi, ești nebun? Legendară? Dă-o aici. Deci am 6,3 attack damage, mai puțin un pic. 1,6 attack speed, mai mult. 2,9 attack range. Nice. Bun. Alea nu le iau. Niște lemn, ceva mere și peștii ăștia, ca să mai completez acolo. Atât, am luat ce am avut de luat. Mai avem ceva pe aici. Da, uite, o map, o hartă? Unde duce harta asta? Duce undeva harta asta, ceea ce e drăguț. Dar nu știu unde și voi afla la un moment dat. Fire chargere, mai mulți pești. Atât, cred că am mai luat din ei, dar nu contează, uite, ăsta e nou. Aia e faza când îs foarte mulți pești, foarte multe chestii de genul ăsta,
că nu mai știi, bă, ăla l-am luat, ăla nu l-am luat, uite de exemplu ăsta, l-am luat aparent. Ce mai avem pe aici? Apă, cam asta a fost. Mulțumesc băieți că m-ați ajutat, apreciez. Și acum, dacă ați avea un crafting table pe aici, ar fi forță. Ia uite, mai mulți pești să fie acolo. Da, uite, Row Devil Fish. Gata, punem pești înapoi. Nu furăm de la săraci oameni să chinuie și ei să-și facă rost în viață și o să fur acum de la ei. De la ăștia nu. Ăștia nu merită să le fur nimic. Ar trebui să merg spre sud. Cred că ăla-i sudul, nu? Nu, ăla-i sudul. Deci dacă o iau pe apă, ajung eu undeva. Aici e ceva templu. Mi-e frică să iau pe apă, totuși. Mi-e mega frică, dar hai că o luăm pe apă. Îs curios unde duce harta asta, da? Ar trebui să fac un pic dreapta. Nu se vede absolut nimic. Îmi place cum dau pe lângă vâsle un pic, dar măcar vâslesc. Cred că avem și modul cataclism sau ăla era pe Forge. Mi-e frică să nu dau de ceva Leviathan Tower pe aici. Dar o luăm așa încet că teoretic suntem aproape. Ia uite-l mă pe ăla. Păi câți dragoni din ăștia de apă îs. Câți dragonași. A uite am ajuns deja în partea aia un pic mai în față. Și mamă ce șmecherii baiul ăsta. Deci mai ai așa pietre pe aici, pe acolo. Totuși, ce se găsește la coordonate? O altă plajă? Un oraș pescăresc? Ăului, sub apă? Da, nu cred că o să mă bag sub apă, sincer să fiu. Sau e un oraș? Pare că ajungem la... nu, în apă. Deci e ceva comoară aici, teoretic. Practic, nu vreau să mă bag acolo... fă dreapta, fă dreapta, nu, orice înseamnă dragon, știu sigur că nu vreau să mă întâlnesc cu ei. Aoleu, cuib de dragon. Da, hai să mergem încolo, măcar acum știu că pe harta asta nu se găsește ceva ce să mă ajute pe mine, cel puțin momentan. Da, am ajuns la un dragon și dacă mă prinde dragonul ăla, va fi destul de nașpa. Păstrez harta. Nu știu niciodată când ai nevoie de ea, poate e harta spre ceva bun și o să-mi spuneți voi în comentarii. Bă, Blue, era mega șmecheră harta aia, făceai rost de tot loot-ul din joc. Dar momentan asta este, mie mi-ajunge ce-am găsit. Mi-ajunge că am găsit-o și peștii ăia. Așa, hai mai sus un pic. Pe tine te poți sparge numai cu fier. N-aveți fier pe aici? Ce e ăsta? Ăsta e aluminiu, tin. Ok, tinul nu mă ajută. Ceva fier. Aoleu, ia uite ce avem aici. Rubin, safir, aia da. Hai că mergem mai în față și poate pe undeva găsesc niște fier, că ăla m-ar interesa. Nu dau de dragon, asta e partea bună. Dă-mi cartoful ăla prăjit. Deci ce se mai întâmplă pe aici? Totuși, care e faza cu sabia asta? Măi, arată bine sabia, n-o să mint. Și dacă e să dau, șmecher tare. Hai la piligerii ăștia, de aici de lângă, să le arăt eu cine e șeful. Salut băieți, salut. Va fi nașpa, sincer. Ok, hai că nu e atât de rău. Aoleu, stai că ăsta dă ca lumea și mai dă și ăla din spate. Încă un pic, gata, l-am făcut. Monster Hunter. Mai vine cineva, da, mai vine ăla. Țin eu scutul pe tine. Dă-i acolo. Așa, l-am făcut, bun. Mi-a dropat și niște săgeți. Tu ce faci acolo? Stai că te rezolv eu. Le-am deschis pe toate. Te-am făcut, bă, aoleu. Fii cu minte, nu da așa tare. Gata, l-am făcut. Și ce are aici? Emeralde, fier, name tag, superb. Villager blocat. Prietene, te-am deschis, să fii sănătos. Să fii sănătos. Baloții, îi voi lua cu mine. Și cred că mă bag la somn fix aici, în căruțele lor, după ce le fur baloții. Atât, le-am furat toți baloții. Și mă voi băga la somn. Fix în partea asta, așa, da. Era șmecher dacă se vedea acolo frumos, să nu fie așa blurat. Atât, hai, te spargem pe tine. Și mai era ceva loot acolo. Hai că mergem.
Deci, un cufăr, ok, niște morcovi, și eu morcov, niște mere. Și în partea asta ceva pâinică plus mere. O să las uitul ăsta. Nu mă ajută la nimic momentan. Astea le iau cu mine. Aloiul ăsta din ce se face? Din mixed metal ingot. Deci e destul de șmecher. Ar trebui să-l păstrez. Iar acum, după ce mănânc un pic, mă duc înapoi la explorat. Poate găsesc să-mi fac și eu un târnăcop de fier. Găsesc prin partea asta încă o bucată de fier sau nu? Niciun munte, ce-i drept. Ia uite acolo o criptă din aia, o catacombă. Deci dacă voi cobora acolo, îi plin, ok, cupru, îi plin de zombie. Mai în față, ce se găsește? O câmpie, e drăguț pe aici. Și am mai adăugat din Vanilla Twix să fie scutul așa jos. O chestie pe care voiam să o spun. Văd că avem și modul cu graveyard, așa se numea. Soulbound, ok, drăguț. Dar nu mă ajută nimic de aici. Mulțumesc frumos, am să plec atunci. Dar înseamnă că apar noaptea mob din aia care dropează esență. Ia uite, ceva ciuperci, arată foarte bine ciupercile alea, plus un sătuc și în partea de sus e o insuliță. Hai la sătucul ăsta și poate găsesc ceva interesant prinăuntru. Ia uite, ce ziceți băieții? Aveți ceva interesant aici sau tot același loot? Bine, nu are sens să lootez zona asta. Iar am dat de o plajă. Nu știu ce, nu mi s-a încărcat zona aia. Dar voi merge încolo. Oh, și uite un șarpe. Dă-i, mă! Așa, nu-mi da cu poison. Mi-a dropat ceva? Nu mi-a dropat nimic. Nașpa atunci. Nașpa. Hai mai în față puțin. Porcușori. Ceva piatră. Măi, eu aș vrea un munte dacă se poate. Sau o peșteră mai adâncă de unde să-mi iau ceva fier. Dar văd că nu mai e structuri simple de lutat. Că m-aș mai băga printr-un loc prin altul. Dar să nu fie foarte greu, pentru că sunt și locuri pline de mob puternici. Iar eu, cum nu am nici măcar o bucată de armură pe mine, va fi mega nașpa. Prietene, aici să vedem dacă ai ceva. Are, ia uite. Plin de loot. Nu știu care e faza cu cuferele astea, dar eu le iau. Mai avem aici ceva, o emeralde, să fie primite. Și e o căsuță acolo cu un villager? Serios, un librarian în partea aia? Mă duc. Aici m-aș pune. Pă bune, chiar în partea asta m-aș stabili în căsuța lui. Cred că de asta cei de la Minecraft nu fac căsuțe mai șmechere. Pentru că în felul ăsta nimeni n-ar mai sta să construiască. Adică, pă bune, ai construcția asta șmecheră tare aici. La ce te mai chinui să construiești? Poți doar să o utilizezi tu. Iron ingot, perfect. Ia uite ce mi-a dat aici. Niște cărbune. Aud ceva prin apropiere, dar nu mă interesează. Vreau crafting table. A, și sus-i villagerul cu zombiu. Opa, ia uite. Îmi place ce am văzut acolo. Animațiile astea. Ce avem mai? Asta e chestrumul secret. Bă, băiatule, ață numai. Ață să-mi fac un arc, dar nu mă ajută. Nu mă ajută deloc arcul ăla. Hai că deschidem iar plin de ață. Să-mi scos sabia, te atacă cineva? A, nu, sunteți doi, ok, deci e o familie aici. Da, nimic interesant. Am plecat, mă, băieți, să fiți sănătoși. Nu vă mai rețin, promit că nu mai fur nimic, asta a fost tot. Mă duc și eu încetoc pe ușa afară. Și era în dreapta mea un cimitir. Aoleo, m-a prins ploaia. Bravo, tat, direct ploaie. Aoleo, ia uite acolo. Ce ești tu, măi? Monster spawner zombie. Ia nu mai fi tu monster spawner zombie. Și avem câteva morminte din care nu o să fur, voi împrumuta fără să mai dau înapoi. Ok, deci trebuie să stau pe shift. Și ce zice ăsta? O căscuță cu Magic Protection 1. Bă, adică nimic bun a fi și asta. Las lemnul înapoi. Aici înăuntru lână albă, superb. Și o să o păstrez. În partea asta ceva oase, hai că-s bune și ele.
iar în ultimul mai multe oase să le transform. Dăm bone meal, că atunci iau și restul ce-o mai rămas pe aici. Gata, am oase, bone meal, topaz upgrade și cam atât. Ce e acolo pe dreapta? E un portal? Cumva? Și ce e acolo? Ce e asta? Ok, dăm o tură până pe acolo. Dar momentan vreau să văd care e faza cu locul ăsta. Sunt foarte curios dacă în momentul în care deschid cufărul nu a apărut, mă așteptam să apară o fantomă, ceacrame de diamant, dăm flint în stilul, de-astea nu mi le trebuie, 6,3 attack damage, plus 1 luck, slow, ok, am plecat atunci. Și pe dreapta, văzusem ceva pe hartă, numai piatră, da, îi ceva casă dărâmată, cred, da, îs ruinele de la o casă. Însă, dacă voi coborâi-o pe aici, da, mă pot duce mai jos. Nu știu ce se află la nivelul ăsta, dar... stai așa. În cazul în care mi se întâmplă ceva, că văd acolo mob și alte chestii, bam, respawn point, dă-mi lână în mână ca să mai închid dacă apare ceva, sau ia, dă-mi direct lemn și hai să coborăm. Coborăm în partea aia și aflăm care e faza. Pam pam. Închizi rapid. Atât. Și ce se întâmplă acolo? Un cufăr cu niște fier. În partea asta văd ceva. Da, avem mai multe cufere cu mai mult fier. Superb. Și o să-l prăjesc ăsta. Ia de cărbunele, dăm și aurul. Ce aș putea lăsa de aici? Aș putea lăsa râmele alea prăjite, că nu mă ajută la absolut nimic. Harta o mai păstrez momentan. Să fie fierul unul lângă altul, aurul unul lângă altul și cărbunele separat. Un blast furnace. Avem cărbune aici? Da, cărbunele. Cum să las bunătate de cărbune? Și te voi lua pe tine în schimbul acestui basic machine frame. Mai departe văd ceva în zona aia. Dacă te deschid, flint. Bine atunci. Pe stânga, pe dreapta, pe stânga, ce acolo? Nu pot să-l sparg? Dacă stau pe shift numai. Interesant, deci nu pot sparge de la distanță. Trebuie să fiu foarte aproape de ele. Asta da. Dăm emeraldul și aici mai multe oase. Plus un name tag. Bun. Să mai cobor oare? Ce mai jos? Dacă e ceva rău, pot fugi. Închide. Mai jos nu e nimic, din câte pot observa. Și eu care mă aștept, sau... în spate? Nu e în spate, în spate e lead. Lead or nu mă ajută. Și cam asta a fost? Bine, atunci am plecat, să fiți sănătoși. Pune un pic torța în mână ca să luminăm, să văd și eu ceva. Deci asta a fost pur și simplu o zonă pentru probabil mineri. Ok, hai la somn acum. Somn, nu merge, nu merge. Să-mi iau patul cu mine. Voi lăsa hou-ul ăsta. Și ce mai găsim pe aici? Deci teoretic ar trebui să fie ceva în zona asta cu alb, ceva mov, mov. Și sunt foarte curios despre el. Prietene, sper că suntem prieteni, aici mai în față. Ai un cal, mă, bă, pe bune. Și aici este ceva tabere, acolo nu știu exact ce îs, acolo spiliger pe stânga. N-aș sta să mă bat cu ei fără arc și n-am destule săgeți pentru arcul pe care l-am. Ai o fermă aici. Interesant. Drăguț. Hai să ne uităm și în cufăr lângă. Atât. Pento Conter. 50 de chesturi deja? Mă joc de jumătate de oră și am deschis 50 de chesturi. Asta e nouă. Nu mă așteptam. Mai în față par să fie ceva mobi agresivi acolo pe colț. Așa că aștept un pic. Mă bag la somn. Iar dis de dimineață văd care e faza cu ruinele astea. Sunt foarte multe ruine unde nu se găsește absolut nimic. Însă, sunt și unele în care găsești lucruri șmechere, cum am găsit eu mai devreme. Acolo e numai apă, da?
Hai, nu pot să mă bag la somn, mă pune soarele. Mă apropiu un pic de ruinele astea, poate. Ceva interesant, dar nu prea cred că o mai lăsa vreun cufăr. Și aici pe stânga, nimic? Nu, absolut nimic. Mi s-o părut mie ceva dram totuși. Bine, hai, somn. Și o nouă zi, îmi place că scrie în dreapta, ziua 3, e primăvară. Am înțeles. N-o să-mi craftez încă armură dintr-un singur motiv, că armurile care sunt craftate, din ce mi-aduc eu aminte, nu sunt la fel de bune ca cele pe care le dropezi. Și voi merge în zona aia, ia uite un meteorit sub apă, un templu aici, dar nu cred că sunt destul de puternic momentan să mă duc prin templu, așa că voi luta diferite construcții, diferite structuri mai micuțe, până reușesc să fac rost de ceva mai ca lumea. Că nici sabia asta nu e extraordinară, îi ia foarte bună pentru un început, că până la urmă e legendară și așa, dar nu e extraordinară, nu e ceva ce aș putea folosi pe termen puțin mai lung. Acum totuși, dacă apăs pe tab, am aici la Getting Started, first step, așa, și trebuie să mai citesc. Bine, atunci lasă, nu mai citim momentan. Voi citi mai târziu puțin. Vreau să văd pe aici ce găsesc. Stai așa, stai prisonul? Băi, nu cred, deja l-am găsit? Normal, pe aici ar trebui să fie, nu? Da, Prison's Quarter. Și-am găsit, aoleu, ce-mi dă aici? Dacă arunc ăsta, Mind Cells Guidebook. Băi, superb, stai așa. Deci, pot adăuga un waypoint, așa. Și să adaug unul cu verde, The Prison, îl fac gri. Atât, gata, l-am confirmat în partea asta, The Prison. Și care e faza cu sătucul de lângă? Mă pot stabili aici sau e un sătuc în aer? A, nu, uite, e o casă, e un templu. Sătucul ăla s-ar putea să fie undeva în aer. Salut! Pot să mă stabilesc aici? În casa asta? Să-mi las lucrurile? Măi, pare abandonată. Și dacă pare abandonată, plină cu slime ball-uri, fier și alte chestii, eu zic că m-aș putea băga aici să stau. Că templul ăla de lângă nu-mi tare place. O voi intra în el, că nu e atât de greu să intru. A, e o biserică! Mă, pe bune, să-mi fac oare casă aici în biserică? Stai așa un pic. Salut! Mă, băieți, pot să stau la voi în biserică sau nu? Ziceți repede. Să mi se încarce și mie harta aia ca lumea, sus. Și după ce se încarcă, pentru că pare foarte ciudat încărcată, așa, dar nu-i până în apropiere. Unde să stau? Unde să-mi petrec timpul? Până sus nu m-aș cățăra în chestiile alea. Așa că voi sta într-o biserică. Ce să mai? N-am stat până acum în astfel de clădiri, dar niciodată nu-i prea târziu. Îmi luminez și eu pe aici, mă băieți, nu știu cum stați voi așa pe întuneric. Nu o să stric crucea asta, dar îmi voi face aici niște cufere. Așa, două cufere dacă se poate, ca să mai îmi las și eu din lucruri. Una, două cufere, gata. Crafting table-ul, băi, trebuie să stau pe shift să sparg, da. Crafting table-ul aici jos, din strip-ul wood-ul ăsta îmi fac și eu altul. Acum ce m-ar interesa? Să las aici tot ce înseamnă morcov, cartof, mere, piele, emeraldele astea, aurul, fierul. Fierul ăsta îl voi folosi. Tomurile, blast furnace-ul, oasele, altă viață acum cu inventarul un pic mai gol. Și vreau armură. Dacă îmi fac un chest plate, mi-l dă cu minus durabilitate și minus 2 health. Aoleu, nașpa așa. Nașpa tare. Zim că măcar buții mi dă mai ca lumea. Ok, minus 1 viață, 20 durabilitate și plus 5 speed. Iar acum pentru căscuță, minus 50% durabilitate. Aie, voi găsi eu alte chestii prin acel prison. Așa, aici avem guidebook-ul, dimensiuni, overworld, dăm înapoi, prison, prison's quarters, așa, weapons, o grămadă de arme șmechere vor fi acolo
și o grămadă de Dormois Elevators. Am mai trecut pe acolo cu Nenea Puf, mai știu, ne-am jucat și noi un pic Fantasy Realm împreună la un moment dat, încercând ceva, nu ne-o tare ieșit, dar măcar acum știu despre ce-i vorba. Am torțe și îmi vor mai trebui, deci păstrez acolo aceste bucăți de căul, așa, rămân astea, pe voi vă arunc, păstrez săgețile și acolo nu mă duc momentan. Nu are rost, în partea aia din nou nu are rost. Mergem în prison. Și dacă dau ce ăla? Ah, eu ok, o văcuță. Dacă dau aici la the prison, obtain a diamond. The diamond, ok, și după aia numai după aia pot să intru în prison. Dar ce, fără diamant nu pot intra aici? Pă bune? Bă, numai aici, acolo așa. Pot să intru, nu? Și fără diamant. Da, pot să intru și fără diamant, foarte lejer. Dar aș vrea să ies un pic, pentru că înăuntru cred că nu pot pune un pat. Așa că în cel mai rău caz mi-am setat respawn point-ul și sper să nu mor aici. Hai, încet și sigur. Acum se vor spawna mobi. Salut, Undead Archer. Gata, îi dăm. Problema e că îl tot arunc. Și uite că se spawnează ăștia. Stai mai acolo. Gata. Bloodsword. Ok. Chilling și cam atât. Pot să... Nu cred că pot să-l sparg ăla, de nici n-ar trebui. Bun. L-am rezolvat. De aici mă duc în partea dreaptă. Ce se întâmplă? Trebuie să se spawneze careva. Da, știam eu că trebuie să te spawnezi. Nu mai sări atâta. Și am primit niște fier. Lanțuri multe, dar nu mă tare ajută. Asta nu le pot deschide. Pe sus nu-i nimic. Hai, mai departe. Să spawnează aici pe stânga, nu? Sau pe dreapta? Nu o să spawnează. Ok, privim partea bună. Arcul ăla n-are sens să-l păstrez. Health flask. Așa, luăm ăsta. Infected flash. Să fie primit. Am niște poțiuni de viață. Asta înseamnă flascurile alea. Și oare pe ăla pe aici? Nu, astea sunt numai de decor. Voi pune o torță ca să știu că în partea aia am fost. Și ia zi, prietene, dacă te bat așa, te arunc în cealaltă direcție. Gata, l-am bătut. Mi-a dat Monster Cell. Ce fac cu asta? Pot crafta Cell Infused Steel, Cell Crafter. Ah, ok, Cell Crafter. Interesantă chestie. Aici sunt mai multe. Ăla-i, aia da, îmi place ce văd. Mai multe cufere, mai mult loot. Dar cam prost lootul ăsta, n-am să mint. Olio, un diamant, superb. Sunfire, ok, ia-l pe ăsta. Teoretic, ia uite, enter the prison. Ah, mulțumesc. Enter the promenade. Going through the elevator found in the last floor of the prison will get you to the promenade. Olio, da, nu vreau să ajung acolo jos. Dar aflăm astăzi cât de departe. Și sper să-mi dea ceva loot ca lumea. Nu de alta, dar până acum n-a fost nimic interesant pe aici. Și ăsta, bine, teoretic e printre cele mai ușoare, cred eu, dungeon-uri. Dar vedem. Momentan pe ăsta l-am deschis, nu l-am deschis. Trebuie să fiu foarte atent, că dacă las loot o să-mi pară rău de el. Am fost în direcția asta și acum mai avem de mers pe dreapta și pe stânga. Hai că te deschidem. Aici s-a spawnat unul, da, s-a spawnat unul. Cam peste tot să spawnează. Olio, o sărit ăsta. Și când sare dă damage destul de mult. Noroc că mi-am luat armură pe mine. Ce aveți băieți aici în cufăr? Un emerald. Mai pă, sărăchie, mai așa, dar merge decât nimic. Acum să spawnează ăsta aici. Și am lanțul ăla pentru a mă urca la următorul nivel, că acolo e un nivel mai sus. Dar întâi să-l bat pe ăsta. Olio, ăsta e grenadier. Nu da. Nu că dă cu grenada și aia bubuie. Dă cu grenada și aia bubuie, nu-mi place. Diamond Longsword. Bun. O să te iau pe tine să fii acolo. -10% durabilitate. Mhm, drăguț. Da, auleu, s-o spună și asta aici. Leaping Zombie. Nu da bă, vezi-ți de treabă. Tu te vezi acolo de treaba ta. Așa și... Nuggeturi. Să le iau, să nu le iau, hai că voi lua, explosive bulb. Deci pentru niște celule din astea.
Acum, sus de tot, o să spawneze mai mulți. Așa, e mai greu un pic să te urci pe ele. Pe lanțurile astea. Da, e ok. Am reușit și eu să ajung. Aici e un cufăr. Și ce se ascunde în el? Cam același loot. Păstă tot, din păcate. Era șmecher ceva mai ca lumea, dar dacă stau să mă gândesc, luând ața asta, pot crafta foarte multe... Stai așa, că parcă mai era și pe aici. Pot crafta foarte multe arcuri, iar la un moment dat, arcurile alea îmi vor da ceva ca lumea, așa că da ața încoace. Dă-mi ața și să pun o torță pentru a nota faptul că în direcția asta am fost. Atâta, nu? Da, atâta. Hai să te rezolvi și pe tine. Cineva aici? Bun, multe cufere și nimeni care să le păzească. Asta îmi place. Backstabbing nu mă ajută cu nimic. Eventual, așa, dacă le aranjez, mă ajută mult mai bine. De fapt, mult mai mult, nu numai... Opa, Feather Falling 3, aia da. Și atunci să le las astea acolo. Ce faceți, băieții? Vă spawnați aici, pe dreapta, pe stânga? Nu? Nimeni nimic? Mă mir. Chiar mă miră treaba asta. Dar se spawnează aici unul. Da, uite, un arcaș din ăsta. Care măcar îmi dă niște săgeți. Și fac și o rost de mai multe. Ce se întâmplă pe aici? Așa. Și următorul. Apare unul pe stânga, unul pe dreapta. Destul de lejer cu ei. Bine, și pe normal, pentru că sincer să fiu cu voi, vreau să mă bucur. Oule, un corp. Vreau să mă bucur de experiența pe modpack, nu vreau să mă chinui. Sunt oameni care se joacă ei pe... Să arunc asta... Așa. Sunt oameni care, cărora le place să se joace pe hard, direct din prima, pe hardcore, dar mie personal nu. Nu e experiență plăcută să te chinui în continuu. Și mai în față, nu? Da, mai în față. Auleu, grenadierul. Și acolo trebuie să pun cheia. Nu. Ok, nu m-a omorât. Sunt oameni care se bucură de experiența asta, să se chinuie, să fie foarte greu. Dar mie îmi place să mă bucur mai mult decât să stau să fiu... Aoleu, ăla mă bate, nu pot bate doi pillager, nu pot bate nimic. Dar asta depinde până la urmă de fiecare. Opa, am găsit o tăbliță din asta. Can be used to craft and reroll runic weapons. Superb. Și mai în față, ia uite-l pe ăsta care apare. Așa, te-am bătut pe tine. Devine totuși repetitivă zona asta, din păcate. Avem pe aici ceva? Nu, n-am nimic. Unul pe dreapta, unul pe stânga. Hai că l-am prins bine. Apare tragerea. Ok, nu mi-a dat atât de mult pe cât aș fi crezut. Și pe dreapta ce s-a spawnat? S-a spawnat, aoleu, un shield bearer din ăsta. Nu crezi că dau eu cu tot? Aoleu. Ok. Deci el are un dash din ăla șmecher. Când face... Cu... Dar dacă dau cu toporul, nu? Ba, teoretic dacă dau cu toporul, ar trebui să-i sparg eu scutul. Hai, mai dă-i. Dă-i vrei cu scutul ăla dacă e șmecher. Așa, gata, l-am făcut pe la spate. Press N pentru skill tree. Avem skill tree? Nu. Item lock. Da, deci trebuie să mă uit la opțiuni, la controle. Keybinds? Nu. Sau nu. Skill 3. Open skill 3. B. Ăsta? Ok. Bun. Acum skill 3. Holy, cât de mare e skill 3-ul ăsta. Deci, pot să mă duc pe Enigmatic Knowledge, Rogue's Pet, bonus speed and melee damage, Protector's Pet, bonus health and healing, Archer's Pet, ăsta ar fi șmecher, dar din câte știu, sunt mulți mobi care nu iau damage de la astfel de chestii și atunci nu m-ar ajuta prea mult. Dar mă voi interesa până la următorul episod de treaba asta. Ce avem aici? Fire Protection Mending deja? Ok. Loot foarte bun, dacă mă întrebați pe mine, sus de tot. Că, aoleo, nu da bre, nu da. Că eram și eu acolo sus. Opa, eram și eu pe lanț. Să nu mă arunci. Aici, ok, ia-le toate astea. Hârtiile nu mă interesează, că oricum fac rost de o grămadă de cărți, dacă chiar am nevoie. Aici am luat, ăsta l-am lootat. Bun,
să pune o torță, când partea aia am fost. Opa! Diamond Psy. Capacity Spell Volatility. Increased chance of critical strikes done with spells. Increased back tank air capacity. Ok, o să te iau pe tine. Să te am acolo. Bun, în partea asta am fost. Ce în față, ca să mergem așa rapid doar pentru a vă arăta, aici am depus o cheie și cheia respectivă, de fapt o sămânță, ceva, mă duce mai sus, la boss. Deci pe aici mergem la boss, din ce mi-aduc eu aminte. Dar, momentan, vreau loot și să-i bat pe toți ăștia. Aici încă o tăbliță, superb, și mai departe multe ingături. Deci, teoretic, dacă stai să adun totul, faci rost de destul de multe lucruri șmechere. Ia uite, și tăblițele astea, diamante, am făcut rost de 3, deja îmi pot face ceva ca lumea. În zona aia am fost, în partea asta am deschis, pe tine nu te iau, nu are ceva ca lumea. Uleu, s-a spawnat ăsta. Bun, ai aruncat tu degeaba, că tot tu explodezi și... Atât, am stat după cufăr, teoretic e ca la creeper, dacă stai după ceva, ești rezolvat. Doi aici, să te rezolv pe tine. Așa, de lutat, backstabbing, nu mă ajută. Și aici, pe, prin cufăr, care dai bă? Care dai că te-am auzit? Aoleu, ăsta, ok, e șmecherul ăsta alalt. Încă un pic. O să mănânc atunci. Până vrei tu să mă ataci. Așa, și acum l-am rezolvat. Gata, chain cufăr. Hai că avem destul de multe lucruri. Și îmi pot crafta o grămadă de arcuri. Da, momentan nu mă ajută arcurile respective. Am lutat pe aici. Și mai în față puțin, pe undeva ar trebui să pot coborâ. Salut. Nu știu cum te-ai spawnat tu, fără să ajung eu prin partea asta. Pe undeva ar trebui să pot coborâ, dar nu știu eu pe unde, că am mers, dar n-am văzut. Poate nu m-am uitat destul de atent. Așa, a, uite, pe aici. Deci pe aici se coboară. Dă-mi-le astea. Nu cred că voi coborâ astăzi, sincer să fiu, îmi convine loot-ul pe care l-am primit. Sparg astea, pot să le sparg? Da, pot să sparg ușile. Și atunci, știind că ușile spuse așa, mai diferit un pic, încolo-i drumul potrivit, în capăt și pe dreapta, să înțeleg. Mai fac și asta, primul flori gata cum ar veni, după ce-l bat și pe gușterul ăsta. Și dacă primul flori lutat tot, pot merge liniștit afară. Bine, pot ieși oricând, dar cam asta mă interesa, să iau tot ce găsesc. Bane of Villagers și Sunfire. Increases Arcane and Fire Spell Damage You Dealt. Bun, hai că luăm pe ăla. Dăm și ață. Cred că un stack de ață mi-ajunge. Bane of Arthropods, ăla chiar nu mă ajută cu nimic. Și cam atât. Ca loot, foarte bun ce am găsit până acum. Dar... Soulkeeper! Băi, stai un pic. 10 attack damage, 1.1 attack speed. Ok. Minus 30% durability, minus 2% luck. Release the souls transferring the attack speed. Oh yeah. Deci cu ăsta, da? Cu ciocanul ăsta. Băi, fii atent. Fii atent ce-ți dau eu. Așa, retragerea. Ok. Mă mai retrag un pic. Și acum... Numai 3,5? Aoleu, vezi că mă bubuie. Merge. Păcat de mining fatigue-ul ăla pe care l-am primit. Cred că o să las Soul Keeper-ul în altă parte, eficiență 2. Lasă-l ăla acolo. Păstrez momentan Stormbringer-ul meu. Merge, să poate și mai rău, să poate și mai bine. Are attack speed bun, aia mă interesează. Să aibă un attack speed cât mai rapid. Pe aici ceva nu, prin partea asta altă iar niciun loot, deci cam ăsta a fost primul floor. De aici am lutat, n-am lutat, stai mă, throwing knife, holy, dă-l în partea asta. Și spell power, increases all kinds of spell damage you dealt. Ia-le acolo să fie, nu știi niciodată care e rar, până nu joci un pic mai mult mod pe cul ăsta. De lutat am lutat cam tot din câte văd. M-am mai verificat pentru a fi sigur că e totul rezolvat.
acolo e ca să cobor, în partea asta aduc la final cheia, dar cam atât pentru astăzi, mă cațăr și eu sus. Voi ieși din dimensiune, știu că aici îi, am intrat un pic, am văzut cum îi, eu zic că ajunge. Și a, mi-arată, ce tare că mi-arată acolo în dreapta sus, nu m-am uitat chiar deloc. Somn, nu știu, nu vreau să spawneze nimic prin jurul meu. Atât, îs curios dacă am waystone. Pot să craftez blackstone, brick waystone? Bine, vreau... Unde e un waystone normal? Așa, îmi trebuie 6 bucăți de stone. Un abyss watcher. Ăsta se craftează... A, 2 bucăți de flint și... Pauleu, ieftin. Ieftin tare. Casca se cam duce, că aveam numai 50% durabilitate la ea. Dar... Unde, aici e, fix lângă. Bun, să-mi fac și un checkpoint pentru casă. Deci stăm într-o biserică. De început cel puțin... Nu mă așteptam la asta să fiu într-o biserică, dar aparent aici se stă. I, ca să adaug, add și casă. Punem și noi cu un aqua, să știu că aici e căsuța. Și ce pot lăsa? În primul rând aș crafta atât, una bucată, două, 32 de bucăți de fier, 29 de aur și 4 de diamant. O grămadă de cărți. Așa, eventual să iau totul de aici. Și ce înseamnă minereuri să fie puse în zona asta, da? Oricum am Feather Falling 3, deci până la 4 e numai un pic, ceea ce înseamnă că pot să pun pe o pereche de buți. Astea nu știu exact ce fac cu ele momentan, dar le păstrez să fie acolo, poate vor fi folositoare. Hai să le aranjez chiar mai pe dreapta. Ața pentru cât mai multe arcuri, 9 săgeți acolo cât de cât, Runic Table sau Runic Table, emeraldele, așa, 46 de bucăți. Îmi voi crafta un târnăcop de diamant, că ăsta mă interesează să-l craftez, minus 20% dig speed, da, și minus 2%, minus 2 rich, mă doare numai când mă uit la el, no, lasă-l pe ăsta acolo și vreau să-mi craftez cu fierul ăsta niște armură. Știu că nu e idee prea bună, dar opa, ia uite, mi-a dat unul epic. Superb. Superb. O pereche de pantaloni. Ăsta ce îi? 4 armură plus 1 max health. Foarte bine. Aș schimba chestplate-ul ăsta. Așa, dacă se poate. Și o pereche de buți. Buții plus 1 max health. Și ăsta plus 5% speed, 20% durabilitate, minus 1 max health. Gata, am și eu 2 inimioare în plus să fie primite. Arunc ăsta, și ăștia îi păstrez, dau minus max health. Aruncă-i, las, o să fac eu rost de alții. Nu e o problemă atât de mare. Am emeralde, diamante, niște gunpowder acolo, nu știi când ai nevoie. Și acum... cât mai multe arcuri, așa, poate 5 bucăți, nu știu niciodată care iese ca lumea. Deci, mamă, ce mă doare, asta e common, ăsta e uncommon, dar băi, îs rele, bă, rele when in main hand, when in off hand, vai, ce rele pot fi. Hai că mai încerc noroc un pic, adică chiar trebuie neapărat... Uite, ăsta e mai de Doamne ajută. Ăsta are minus 5% range attack speed. Bun, deci dintr-un stack de... A, nu, din mai multe bețe numai. Hai că mai fac eu roz de niște bețe, stai așa. Hai că-l tăiem pe ăsta. Deci la 5 chopuri l-am tăiat pe tot. Gata, te-am rezolvat. Dăm și mie niște bețe. Așa, mai încerc norocul cu arcurile astea. Măcar așa de început, să am unul cât de cât decent. 13, 1, 2, 3, 4, 5, hai să fie 10. Păi din 10, unul trebuie să fie bun, imposibil. Hai da, deci, ăsta e gunoi, ăsta l-aveam deja. Deci văd că sunt astea două rare. Common, cred că tot ce-i, dacă nu-i nimic epic, nu, nimic epic. Ok, atunci, hai încă 3 încercări. Că tot am făcut rost de foarte multă ață. Deci două rare din vreo 20 de arcuri. Asta da. Asta da. Hai, aruncă-le acolo. Pe toate îl păstrez pe unul. Și pe ăsta l-o folosim în cazul în care chiar am nevoie.
Mi-e frică să craftez crossbow, sincer, cu astfel de... Mamă, ce e acolo jos? Cu astfel de dropuri. Că dacă toate ies cu roșu, strig la fier, eu să mă doară inima. Hai, așa încetuc. Aici, teoretic, în zona asta, trebuie să sparg blocurile și ajung la o zonă plină cu păianjeni. Deci, pune o torță acolo. Ok, mi-a dat un pic de weakness. Aoleu, nu! Dispar de aici, că dacă mă nimerește ăla, va fi chiar nașpa. Unde-i spawner-ul? Ok, sparge-l. Trebuie să fiu foarte aproape, aia e problema. Mai în față un pic, sigur mai e un spawner. Ah, nu? Înseamnă că la etaj e spawner-ul de spider normali. Două diamante, multață. Da, chiar dacă-mi trebuie ață, pot să iau pe asta. Că totuși am stricat un steak mai devreme. Și în ăsta ce e? Încă două diamante. Pă bune, sentinel. Peste 100 de cufere? În aproape o oră de joc? Aia da. Aoleu, iară m-am băgat fix în ăla. Bun, ce aici? Încă două diamante. Pă, frumos. Și mi-a dat, trofeu. Pentru asta, de-aia să te sparg eu pe tine. Aici săgesc cu weakness și cu slowness. Iată-le aici. Mai aud ceva, dar nu știu unde ar putea fi. Oare-i pe sus? Nu-mi dau seama. Dar am deschis, cred că toate cuferele și pot pleca. Însă, în partea aia, ar mai trebui să găsesc câte ceva. Fix aici sub se află... Așa, o sabie. Come on, ok, las-o așa. În zona aia ia încă un loc prin care pot intra. Dar cred că-s două diferite. Cred că-s două prisonuri diferite. Dăm merele. Și am făcut rost înapoi de 37 de bucăți de ață deja. Plus 6 diamante. În zona asta am văzut că, da, avem un meteorit. Dar nu m-aș băga până acolo pentru ce se ascunde în el. Încă o casă, de la asta am fost, nu? Da, am fost la căsuța asta. Atunci, hai înapoi. De fapt, nu, hai la pillagerii ăia să-i bat. Poate de final fac rost de ceva foarte ca lumea de la ei. Ia ziceți, băieții, ultima dată am fugit de voi, că n-aveam armură, dar acum ar trebui să vă pot bate ca lumea. Deci, fuge el, dar degeaba fuge de mine. Îs curios dacă mă joc așa un pic, îs curios și de părerea voastră, cine o mai rămas, cel puțin până acum. Da, cum ar fi să mă joc în felul ăsta, da? Din F3. Atât. Am plecat mai departe, de fapt F5, pardon, nu F3. Din third person, să zicem așa. Și acum, ultimul, ăsta ar trebui să aibă topor. Ia zi băiatul cu toporul. Da, ăsta ar trebui să aibă topor. Numai că cu ăsta trebuie să mă bat așa din first person. Ei, dai tu ceva damage, dar din păcate nu destul. Mi-a dat câteva emeralde să fie primite. Și acum, întrebarea cea mare este: a meritat să-i bat pe toți pentru cuforul ăsta? Lutul bun, dar nu merita să-i bat pe toți pentru atât. Și dacă e să sparg pe ăsta, mi-l dă numai pe el. Mă gândeam că reușesc cumva să mi le dea pe toate. Ei bine, asta a fost, un singur cufăr a avut, bine de știu să nu mai bat cu ei, pot într-un final să mă întorc acasă și să las toate astea. Prin apropiere văd că e ceva în zona aia și cred că pot explora puțin și încolo în jos, eventual chiar să mai găsesc un meteorit sau să mă întorc la unul dintre meteoriți pentru a vedea exact ce se ascunde în ei. Că trebuie să fie un cufăr. Din ce mi-aduc eu aminte, prin ele se ascund cufere. Nu în toate, dar în unele da. Și poate prin cuferele alea chiar sunt niște iteme extraterestre. Ar fi șmecher să fie iteme venite de pe lună, de pe Marte, de unde ar mai fi venit și acele... Așa. De unde ar mai fi venit și acele... Așa. Acei meteoriți. Bun, le-am lăsat astea. Ceva săgețeam, niște flascuri, astea ca să le arunc și cam atât. Da, dacă mă supără cineva, arunc cu cuțitul după ei. Dar în direcția ar trebui să mă duc, nu? Da, în direcția... sau nu? Acolo pe tab? Nu, nu mă duc în tabără.
Mergem drept și vedem ce se mai găsește prin această pădure.